Europarlamentarul Maria Grapini a transmis cu ocazia zilei drapelului național un mesaj emoționant milioanelor de români din interiorul și din afara granițelor țării. Drapelul național are o însemnătate uriașă pentru suveranitatea și independența țării noastre. Ziua drapelului național trebuie sărbătorită de toți cei care sunt români, iubesc România și cinstesc prin munca lor țara. Drapelul ne unește și reprezintă mândria noastră alături de stemă, imn și sigiliu și completează simbolurile națiunii române. Simbolurile naționale trebuie cunoscute, omagiate și respectate și trebuie să fie sfinte pentru orice român. Simbolul suprem al unității și suveranității românești, drapelul tricolor, a fost folosit ca steag de luptă încă din 1834 și îndemn pe toți românii, oriunde s-ar afla, să respecte cele trei culori. Astăzi îl folosim ca mândrie la evenimentele oficiale naționale și internaționale, la sărbătorile naționale, drapelul fiind arborat la instituțiile publice, punctele de frontieră pe ambarcațiunile sub pavilion românesc și în cadrul competițiilor sportive, transmite Maria Grabini. De menționat faptul că Ziua Drapelului Național este marcată în fiecare an la 26 iunie, fiind instituită prin legea 96 per 1998, cu acest prilej în capitală și în toate municipiile reședințe de județ, sunt organizate ceremonii publice de înălțare a Drapelului Național. De asemenea, sunt organizate ceremonii militare specifice în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, manifestări cu caracter evocator consacrate istoriei patriei.